Domnule deputat, suntem la începutul ultimei sesiuni parlamentare din actuala legislatură. Care sunt obiectivele Partidului AUR în această perioadă? Vă mulțumesc frumos pentru invitația la emisiune. Obiectivele ar fi foarte multe. Vreau să precizez încă de la început că în total parlamentarii AUR au depus peste 200 de proiecte legislative. Din păcate, ele au fost respinse în marea lor majoritate de către actuala coaliție, pentru simplu fapt că le vin din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Cu siguranță există foarte multe priorități. Noi am avut o serie de întâlniri la începutul sesiunii parlamentare și am stabilit câteva priorități. Din păcate, în România sunt foarte multe priorități de ordin social. Marea și mult așteptată recalculare a pensiilor, spre exemplu, nu a generat, din păcate, efectele pe care coaliția și le-a propus. Din păcate, această recalculare a pensiilor, care a fost așteptată de foarte mult timp, a venit și cu foarte multe probleme. Oameni care au lucrat în condiții deosebit de grele de muncă au fost penalizați acum. Pensionarii cu dizabilități au fost din nou penalizați. Sigur, se spune în spațiu public că nicio pensie nu va scădea, pentru că nu e legal acest lucru, însă, în egală măsură, am întâlnit și eu cu oameni care plâng pur și simplu pe stradă, o viață de muncă după 30-40 de ani de muncă, s-au trezit că de fapt au pensie prea mare, deși unii dintre ei aveau și pensii de 1200 de lei. Noi am depus, Alianța pentru Unirea Românilor a depus un proiect de lege prin care am spus foarte clar că nicio pensie din România nu trebuie să fie mai mică decât coșul minim de consum. Există această cifră stabilită din date oficiale de Institutul Național de Statistică care spune clar de câți bani are nevoie un român ca să trăiască în condiții decente în România. Și ori ce nu soluții ai... vedeți dumneavoastră la această situație? Soluțiile sunt fără doar și poate un proiect de lege care să rezolve aceste inechități, chestiuni foarte multe dintre ele revoltătoare. Soluții, spre exemplu, ar mai fi să nu mai punem pe oameni pe drumuri. Unii dintre ei au fost nevoiți să plătească și zeci de mii de lei, pentru a-și aduna acele adeverințe cu vechimea în muncă. Este o bătaie de joc. Soluția ar mai fi, spre exemplu, poate n-ar mai trebui ca instituțiile publice să-i tracaseze pe oameni prin instanță. Dacă un pensionar obține o decizie de recalculare a pensiei în instanța de fond, să nu mai fie tracasat de către instituțiile statului și încă de atac un astfel de proces putând să dureze și 2, 3, 4 ani de zile. Soluții concrete, fără doar și poate că există, însă trebuie. Nu poți să creezi inechități după care să vii cu o lege și să spui vom corecta inechitățile, să creezi un foc după care să pozezi în pompieri. Deci rezolvarea chestiunii pensiilor, care în mod evident, vedem, ne mulțumește din păcate sute de mii de români, și apoi una dintre prioritățile grupului AUR este rezolvarea situației și protejarea românilor după aprilie 2025. În momentul acesta prețul la gaze naturale și curent electric este plafonat, însă după ce această plafonare va dispărea, piața o va lua razna la propriu. Iar românii riscă să fie foarte afectați de nivelul prețurilor din acel moment, pentru că în momentul acesta prețul este controlat. Însă odată ce guvernul își va lua mâna de pe această plafonare, românii vor resimți foarte acut în facturi prețul la gaze și la curent electric. Și aici sunt soluții. Avem centrale de la Iernut și de la Brăila, centrale pe gaze care sunt într-un stadiu foarte avansat de realizare. Și din păcate, fără să ni se explice de ce, actuala guvernare refuză să termine aceste investiții la Iernut și la Brăila. Există hidrocentralele din bazinul Jiului, care ar putea să aducă un surplus de energie electrică în sistem. Putem după aceea și în județul Mureș, pe care reprezint în Parlament centrala de la Răstolița, care la fel este într-un procentaj de 85-90% realizată și din păcate investiția este blocată. Sunt investiții în momentul acesta în sistemul energetic românesc, care sunt pur și simplu blocate, fără să ni se explice mine închise, fără să ni se aducă o explicație logică pentru care sunt motivul pentru care aceste investiții în sistemul energetic sunt blocate. Crearea, spre exemplu, a unui holding românesc. Dom'le, care sunt companiile pe care statul român le mai controlează în zona energetică? Hai să le punem la aceeași masă, într-un holding, ca să asigurăm un mix de sursă de energie, ca să asigurăm românilor un preț constant, echitabil, la ceea ce înseamnă gaze și energie electrică. Acestea sunt propuneri ale Partidului AUR. Sigur, sigur că da. Sunt idei, soluții pe care nu le vedem realizabile. Sunteți președinte al Comisiei pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați.
Ce ne puteți spune despre unul dintre proiectele de lege dezbătute în această comisie și anume cel referitor la protejarea cotei unice până la 31 decembrie 2033? Inițiativa legislativă vine din zona Partidului Național Liberal. Comisia noastră e doar o comisie de aviz, nu este o comisie raportoare. Din păcate, modul în care a fost gândită Comisia pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați implică în marea majoritate activitatea comisiei fiind de avizare a anumitor proiecte legislative, nu de raport. Sigur că da, din punctul meu de vedere, inițiativa este una populistă, să spun așa, pentru că nu are nicio finalitate. O vom susține fără doar și poate. Doar că până acum și PSD și PNL au dovedit că de fiecare dată modifică codul fiscal, îl modifică aproape lunar și îl modifică într-un mod complet neconstituțional prin ordonanțe de urgență. Ori sigur că da, noi am susținut în permanență că în mediul de afaceri românesc trebuie să existe predictibilitate. Modificările la codul fiscal trebuie să se facă cu cel mult 6 luni înainte și trebuie să avem, să știm foarte clar pe ce se bazează investitorii atunci când demarează un proiect, atunci când își fac un buget anual sau multianual. Ideea este benefică, ideea de a avea o predictibilitate, însă am văzut în enumărate rânduri că modificările la codul fiscal sunt mult prea dese și, repet, se fac prin ordonanță de urgență. Vă propun să trecem la un alt subiect. Sunteți deputat de Mureș. Da. Care sunt principalele probleme pe care vi le prezintă cetățenii atunci când vin la dumneavoastră la biroul parlamentar și ce așteptări au pentru perioada următoare? Problemele cu care se confruntă mureșenii sunt la fel ca orice altă zonă a țării. Într-adevăr, există un anumit specific al județului, spre exemplu, deși are un potențial turistic foarte mare, județul Mureș nu se regăsește în niciun clasament când vine vorba de ceea ce înseamnă industria Horeca și asta este foarte rău pentru că județul Mureș este un județ, de altfel ca România, un județ foarte frumos cu potențial, oameni muncitori, oameni cum se cade, care își doresc mai mult pentru zonele lor și care și-ar dori ca zona respectivă să fie valorificată din punct de vedere economic, turistic, pentru locuitorii de acolo. O problemă foarte gravă care afectează pe mureșeni este problema urșilor, spre exemplu. Pentru că, din păcate, și anul acesta numărul alocat pentru recoltare, deși toată lumea știe, cu toți știu că populația de urși în zonă este mult peste ceea ce poate suporta arealul geografic, din păcate, numărul stabilit pentru recoltare înțeleg că e un număr redus. Ori da, de cele mai multe ori problema urșilor, problema spinoase de viață și de moarte, repet, care din nou nu este deloc tratată așa cum ar trebui de autorități. Deși există proceduri, există prevederi legale, s-a permis, anul trecut am adoptat o lege cu privire la îndepărtarea urșilor chiar și din zonele extravilane, nu doar din intravilanul localităților și în continuare această problemă există și da, asta este o problemă foarte mare. Există apoi problema târgurilor de animale care au fost închise în județul Mureș de peste 4 ani de zile. În județul Mureș nu mai există târguri de animale, oamenii existau târguri de animale și din păcate ele se organizează în alte județe, în județul Mureș nu, deși unele din aceste târguri sunt târguri cu tradiție. Era o modalitate prin care oamenii făceau aceste schimburi economice, era o modalitate de socializare, unele dintre ele, repet, cu tradiție și nu se poate face pentru că un ordine prefect a interzis acest lucru. Pesta porcină în continuare este motiv de decimare a populațiilor de porci în zona respectivă, în jurul județului Mureș. Ori astea sunt chestiuni concrete, palpabile, probleme cu care mureșenii se confruntă și pe care le-am adus în repetate rânduri în atenția celor de la București. A trecut un rând de alegeri, apoi a urmat vacanța parlamentară. Cum ați caracteriza acum relația cu cetățenii, comunicarea cu ei? Noi am fost în permanență, am fost în campanie electorală încă din anul 2020, pentru că Alianța pentru Uniunea Românilor a schimbat complet modul în care se face politică în România. Noi nu facem campanie electorală doar în timpul așa ziselor campanii electorale, ca să spun așa, cele delimitate de lege, cele 30 de zile. Noi nu ne ducem la români odată la 4 ani și am arătat prin diferite campanii pe care le-am organizat în toți acești ani că am fost în permanență în contact cu mureșenii, cu românii, am fost în permanență în contact și, repet, am făcut un cu totul alt mod de a face politică. Pentru că românii s-au săturat
de politicieni. Lucrul acesta e total, cum să spun, zvazi, unanim, toată lumea este de acord pe această chestiune și nu putem să pretindem că suntem altceva dacă am fi făcut același lucru pe care l-au făcut și ceilalți politicieni. Tocmai de aceea președintele George Simion, conducerea Alianței pentru Unirea Românilor, a stabilit foarte clar, noi o să mergem pe teren 4 ani de zile și am făcut 4 ani. E foarte obositor, însă în egală măsură nu ai cum să intri în contact cu problemele oamenilor reale dacă nu ești în permanență pe teren, nu în birourile parlamentare sau în Palatul Parlamentului, că nu aici afli despre problemele oamenilor, ci pe stradă. Sunteți la primul mandat. Ce intenționați să faceți după finalizarea acestui mandat? Doriți să mai candidați? Cu siguranță o să mai candidez. Acum unde și cum, numai Dumnezeu știe. Eu îmi doresc să fac acest lucru. Consider aici că în Parlament? În calitate de deputat în Parlamentul României, consider că m-am achitat de sarcini, tot ce înseamnă proiecte legislative, luări de cuvânt, atragerea asupra unor probleme stringente cu care se confruntă cetățenii. Dacă vă uitați și pe fișa mea de lucru, am peste 850 de întrebări și interpelări adresate membrilor guvernului, adică am încercat în permanență să aduc în atenția celor care guvernează problemele cu care se confruntă cetățenii. Acum unde, ce, în ce formulă, Dumnezeu știe. Om vedea în decembrie.